Exact, dragă, adică nu te chem eu pe tine la mine acasă și îl cheamă Costel pe Tasu, dragă, care e de o vârstă cu istoria. Și tu ești sora mea și el vrea să-l ține pe Tasu o lună, ci pe banii mei în casa mea. Da. De-o apuca el 3 zile să mă scuip tu pe mine. O fată că glumi, nu trebuia să mă scuipi. Da. Uite-te și tu, mi-aduce mumia în casă. Eu zic, fii atentă, știi cât noroc a avut Costel? Toată viața lui am încercat să o omor. Doar nu avea și Tasul ăsta același noroc. Eu zic să-ți pregătești baticul negru că în 3 zile te sud, da? Cu taxă inversă, fă, nu pe banii mei. Ia să-mi iau eu fața aia de noră iubitoare. Bunătate, socrule! Sunt eu, Leana! Ce să-ți mai facă, Lenuța? Un masaj cu ferestreul? Un dușuleț cu acid? Un sandwich cu terepentină? Venit, Atafă. Nu miroase a cadavru. O fi greșit și o fi nimerit la cimitir. Dă, Doamne. Vezi că eu plec până la Craiova și mă întorc de seară. Ai grijă cum te porți cu tata, că cum te porți cu el, așa mă porc și eu cu tine. Vezi că trebuie să vină Vasile să-l aducă cu mașina, din clip în clip. De ce nu-l trimisești pe nașul să-l aducă cu mașina? Bă, ăla e orb, vrei să dea cu tata într-un copac să... Mare grijă cum te porți cu tata, că eu îl întreb și îmi spune tot ce ai făcut. Da? Dacă o mai apuca. Ce? Dacă o mai... Dacă luna mai o apuca, înseamnă că o să stea până în august. Că august, august, bun colaci și coliva. Mă gândesc să-i dau de mâncare, un meniu, să-i dau de pomană. Ce tot ce zici, fă, acolo? De pomană, mă bănuiești de pomană, că știi că țin eu la tata socru. I-am pregătit și sus, în dormitor, patul mare, să aibă loc lumea la pomană. Vezi că plec. Da. Mare grijă. Nicio grijă, nicio grijă. Puțină gălăgie, bă, mai puțină gălăgie. E duminică, bă, trebuie să mai odihnească și servitorii, bă, fată. Firați ai dracu de stăpân nesămțiți. Tu fă-mi repede o cafea, că trebuie să fiu în formă, dragă, pentru când a venit socru. Să nu cumva să mă ia somnul înainte de a lua pe el de tot. Bă, cu ce? Că apă nu e, iete. Fă, descurcă-te, că de-aia te plătesc. Pum. Hai că-ți fac acuș. Ușor, mă! Ușor, mă! Ușor, mă! Huligarilor, mă, să faceți raliu cu mine prin oraș! Huligar, unde-i Costel al meu? Costeluș? Au! Nu vreau la zoo, ia maimuța de pe mine! Tată socrule, dacă știi ce, mă bucur că ai venit! Cum să sunt eu Lenuța ta, cea iubită și cea dragă? Vai, copii, luați și voi fierotenia că se împiedică îl bătrân pe Acilea. Să te ajut? Lasă că mă descurc singură unde am pus lesa lume. Du-mă sus în dormitor. Sus te duce, du-mă. Leana, sus. Foarte sus te duce, Leana. Mă duce, mă. Leana. Ia taș, mă, auzi? Ce ți-a dat, mă, să mănânci în ultimele 6 săptămâni? De ce ți-au dat să mănânci? Că ești greu acum. Lasă, Leana, că-l ducem noi, fa. Nu mai... Duceți-l voi, ce să vă stai. Stai, stai, stai.
Gândește, Leana, gândește câtă treabă o să am cu mumia de acum colo. Să-l usuc, să-l spăl, să-l storc, să-l pun la deshidratat. Să... Mitică, tu iar mâncați ceapă? Mai spală-te pe dinți! Leana, ia auzi al bătrân că să-i dai și lui drumul la televizor, fa. Să-i dau drumul la televizor, acolo sus în dormitor, păi nu se uită la asta din sufragerie, mai consum curentul și sus cu el. Ce să-ți spui? Fă, mămică, fă, eu mă duc la meci, fă! Du-te, du-te! Mămică, poate să mă duc și eu cu Axinte la meci, că știi că trebuie să-l leg la ghetă, că e cam tântălău. Unde te duci tu singură la meci printre atâția bărbați? A? Lasă că mă duc eu să-l leg la ghete. Păi și tataie? Și tataie? Doamne, ce dilemă mă aflu! M-aș duce și la meci să pipăiesc ceva fotbaliști? M-aș duce și să-l chinui pe ăsta sus ce să... Tring! Auzi? Tu ai antrenament mâine? Aha! Și atunci... Vin mâine la meci și într-o oră, două, îl cășun pe boșorog. Lila, te duci și tu, dar să-mi păstrești și mie vreo 5-6 prospături dintr-ele. Auzi, Leana, mă duc și eu până acolo la prăvălie să văd, iau seama pe ce mai fi și viu, viu, nu mă îndărăt. Hai că... Vino-ncoace! Vino-ncoace! Vino, că te ajută Leana ta! Te ajută Leana ta! Vino-ncoace! Vino-ncoace! Cu ce să te servească Leana ta? Un pahar cu apă! Un pahar cu apă! Dacă ar ști, Costel, ce frumos îl servesc eu pe tata socru cu pahare de apă, întotdeauna aduse pe tavă. Mulțumesc! Bine, servește-mă, părigură! Mă, o părigură, de ceva dulceață! Dulceață? De ceva... Dulceață! Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-mi dădești? Dulceață de ardei cu muștar! Te scoală după boală! Și mă bagă direct în mormânt! Vrei să mor acum? Nu, Doamne ferește! Cum să mor, matale, acum? Eu cu cine mă mai distrez până vine morul ăla de Costel? Cu cine mă mai distrez? Aoleu, nu mai pot! Adă-mi o liță! O liță! Vreau o liță, dragă, o liță! În o liță să știi că a gătit Mitică niște ciorbă. Da, dacă o să-ți fie foame, eu ți-o păstrez, să știi. Olița, că nu mai poți. Pune-mă pe Olița. Pune-mă. Și deschie-mă la pantalon. Deschie-mă la pantalon, pune-mă pe Olița. Eu să te deschei pe tine la pantalon? Păi cine ai fi tu, Mitică, Romică? Cine ai fi? Vino în baie dacă ai nevoie. Marș la baie. Marș la baie. Du-te, mă. Acolo să stai. Acolo să nu ieși până nu se umple cada. Stai să-ți dau și niște jucării să te joci cu ele. Să nu ieși de aici până nu mă întorc eu. Vorbești cu mine, a? Are you talking to me? Yeah!
Chiar așa, ai texte cu mine, a? Yeah! Ha! Ha! Mitică, nu mai suport pe socrul meu ăsta, drag. Tot timpul să ia de mine. Fă aia, fă aia, adu-mi aia, adu-mi aia. Te rog frumos, ia ruleta și hai să-l măsori. Hai. Da, tu ce faci aici? Te măsori singur? Leana, iete, primirăm niște scânduri o grozăveni, auzi? Și mă gândi să profit și eu. Eu fac coșciuge la toți necunoscuți și eu pentru sufletelul meu să nu se bucure și el, pa. E păcat, e o ocazie rară. Eu zic să-ți iei măsura și să-i faci și lui socru meu ăsta un pardesiu frumos. Păi, fă, garantez tu că moare? Că eu nu pot să fac așa, după aia rămâi cu un marfa pe ștoc și mi-o împute șeful. Lasă, dragă, că dacă nu moare, vin și tu coșciugul la alții. Ei, bă, Leană, bă, stai așa că noi acelea nu facem așa. Noi facem coșciuge personificate, fa. Fiecare mort are și el personalitatea lui, ca să spui așa. Uite, ei bogați, de exemplu, le faci, trebuie să le faci încuietorile ăștia mai slabe să nu se chinuie hoții când o veni să le ia bijuteriile. Dacă omul mortul a fost beutor, ca să zic așa, trebuie să-i pui cu alea niște pungi la cap. Că de beutura e beutură, Leană. Ia să ia și din ei vii, dar aminte din ei morți. Mă înțelegi? Deci sunt probleme, nu e așa simplu. Și atunci, pentru socrul meu, cum o să-l faci? Păi, face pe el? Faci, faci. Uite, atunci eu ce spui? Îi facem cu canalizare, înțelegi? Sifon, sifon racordat la stradal, încolo te duci ca să cuprindă... altceva mai face? Păi nu știu dacă mai face altceva. Păi du-te și informează-te exact, că eu nu pot să fac aici coșciuge așa de ampururea, că vine fiecare cum e. Du-te și te informează. Nu mă mai duc, nu mă duc acasă să stau cu bestia aia. Că ăsta ar fi în stare să-mi dea dulceață de muștar și cu ardei iute. Ar fi în stare să mă închidă, să mă nece în baie. Eu zic că mai bine să îi sun pe nași. Nea Ioane, ce făceai scufundat acolo în apă? Sabotam submarinele germane! Ți-am zis, dragă, că ăștia au și submarin? Iauzi, german! Și noi n-avem nici măcar românesc! Proastă rău, bă! Ce dacă? Eu o iubesc și așa! Vino cu ace, dragă, să te pupe iepurașul tău! Matildo, iar nu te-ai bărbierit azi dimineață. Bă, uite, început meciul. Meciul. Meciul ăsta îl dau în fiecare săptămână. Câteodată mai schimbă jucătorii, scorul. L-am văzut de 100 de ori. Hai, dragă, acasă. Stai, că eu nu l-am văzut. Care s-ai noștri? Ceilalți. Aha. Și unde joacă? În televizor. Aha. Și televizorul unde? Uite-l, dragă, aici. Aha. Ce faci, dragă? Mă bați că aud niște palme. Încerc să prind mingea, că dacă dau gol, urlă și trezesc pe tataie. Ia vezi, doarme? Nu mai respiră, cred că a murit. Poate nu mai are ce să respire. Mă duc să-i cumpăr niște aer. Aha. Hai, România! Hai, mă, băieți! Da-mă pasă acolo! Da-mă pasă! Mai ești așa un coșciuc dintre ăsta pentru doi? Leană, bă, am auzit unul. Iete cole așa pe ăsta. Da? Intră tu, că viu și o acușica. Da? Aha. Bă, nu-ncălțată! Descalță-te! Cine știe, o fi pe una pretențioasă, te apuci acum să mă zăi. Hai, da, vino, te aștept! Acușica, Leana, acușica, stai așa cu... Nu acuși, ia! Ia, Nicolea! Așteaptă-mă, că viu acum! Mitica! Nu mă mai ține închisă, că e te fac pe mine! Hai, mă, miticuță, că nu mai pot să-l țiu! Te rog
lasă-i țuica din la Sadova, bă. Stai, mă, un pic. Uite de ce venim. N-ai niște aer pentru tata lui Costel, că nu mai are ce să respire. Ce să-ți dau, Matildo? Aer? Păi de unde să-ți dau eu aer? Că n-am, de unde ia... Băi, boule! Aer! Păi de ce nu spui așa? De care vrei? De import, de export românesc pentru gravide, pentru diabetici, pentru copii... Pentru bătrâni! Pentru bătrâni! Go! Cum să nu? Ia uite! 75.000 de lei! Poftim 1.000.000. Păstrează restul. Proastă rău, bă! Hei, zi, adusă ștuica? Da, mă, e la mine în coșul acolo. Ia un furtun și câteva sticle și hai! Hai! Hai, da! Ați dus băiatul, bă! Hai, mă, hai, da, mă, hai, da, mă! Care-i, mă, la cuțică, hă? Păi, numai ăsta, ori ăsta, nu știu. Ia, hai, ridică de el ca să vedem care... Ia! Ăsta e, că e mai greu! Hai, ușor, ușor! Că te-ai pus, mă, aici! Bă! Cât ai pus aici? Fă 60 de litri trebuie să fie. Dacă mi s-a gățat. Ia, bagă-n tine în sticle. Așa că le pun doar astea. Hai. Hai. Ce mă, ce? Hai că vine bine. Ia uite-te, ia frumos. Ce-i asta, mă? Ce rămâne așa galben? Fuținut în butoi de dud, bă. Ia gustă, ia, ia și gustă. Deci, mă. E cam slabă. Bă, prea, că e slabă. Zău e slabă. Dar nu-i nimic, las pe vândul. Am clienți, am clienți abonați. Am pe primarul, pe sectoristul, am un profesor, vreo doi deputați, o vând. Păi, hai! Păi, ce faci? Păi nu mai vine. Cum nu mai vine? Uite, atât a fost 2 litri, nu mai vine pe cuvânt, te trage și tu de genul. Ce dracu, mă, cum adică, mă? Ha, mă, bagă-mă furtunul până la fund aici. Pune, n-ai acolo. Mă, m-am prins. Eu cred că se înșiră pe drum, cred că se sparsă pe undeva și cursă pe drum. Pe altul fel n-are cum, bă, băiete. Bă, eu cred că tu o trăsești înainte, o ascunsești pe acelea și vrei să mă înșel. Ce dracu, bă, Romica, bă, păi să poate să-mi spui tu mie vorba asta, bă, păi, bă, eu îmi fac joc de tine, bă. Hai, bă, bă, fii atent, eu nu mai fac afaceri cu tine, am terminat orice afaceri, scoate țuica. Bă, băiete, să-ți plec, mă, lua pe mine cu chestii de-aștia, păi, bă, recal de acolo și nu te-a pus să știe. Bă, tu scoate, bă, nebun la cap. Eu nu mai fac nimic, bă, tu nu vezi că nu mai e nimic, bă, 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 scoate țuica, tu rău. Îți dau cu ea, bă, pe acum, dacă tu mă scăgări pe mine, bă, e bătut covoare și n-am pe ce să le atârn. Auzi, pe bunicul că auzi, fă, mămică? Îl duse eu sus în pat, fă. Păi stai, ai putut tu să-l calzi singur? Nu ți-a fost greu? Mi-a fost greu, că s-a rostogolit pe scări de vreo 100 de ori. Până la urmă, ce mă gândi? Că tică, eu gândesc, fă. Îl legai binișor de-un scripete, și-l mulinai până sus, fă! Auzi, ia vino, vine, vino. Tu nu trebuia să fii la meci? Ba da, dar ajunse toră mea Lila înaintea mea și acum 2 ore nu mai iese niciun coleg pe teren. Ia, stai, mâncați ceva? Mâncai niște carne, fă. Carne? De unde carne? Că noi n-avem carne. Păi n-are bunicul proteză, fă. Poftim, poftim, e frig, dragă, e frig la stârpitură. Na, iete, ia lemnele ăștia și fă-i focul sub pat, dragă. Să nu zică lumea că nu-i fac eu toate moturile lui mumia asta. Mămică, mămică, să-ți-l părăsc pe Axinte, chiulit de la meci. Da? Și tu ce căutași cu 22 de bărbați singură fel? Are, mă! Numai cu un băiaș și o fată! Dinamo și Steaua!
faci cu 22 în vestiar înseamnă că chiar dură meciul din cauza ta? Hai, mama amigă, mă, că n-a fost decât amical. Dacă a fost amical, te iert, să știi. Mâncați ceva? Îți dau de mâncare? Nu, pa, mamică, ca să-mi plină. Mâncai niște pufuleți în gară, pe gratis. Uite, ți-am adus și ție, vrei? Pufuleți? Uite. Din gară. M-am gândit la tine. Pufuleți de guguștuc tâmpit, a dracu. Parcă te-a făcut nașa, nu eu. Pe bune, eu am făcut-o. Când? Când ai făcut-o? Acum o lună, dragă, ai făcut-o. Păi și acum îmi spui, hai la mama să-ți dea țâță. Ia-mi! Țâță, să-i dai țâță. Iarnă! E cald! Uite-te și tu cum se schimbă! Înainte că e frig, acum e că e cald. Du-te și aruncă dracu niște găleți de gheață pe el și să nu mai văd pe acele. Hai! Na, du-i și punga asta. Punga asta? Ce-i punga aia? Îi cumpăra lui Noi Ion niște aer de la farmacie. Aer de la farmacie. Proastă rău, Doamne, Doamne. Chiar făcuși tu gestul ăsta pentru socrul meu? Mare scofală, 1.000.000 punga. 1.000.000 punga. Asta înseamnă că iar are vreo mică bani și mă duc să beau pe gratis. Păi și aerul? Aerul? Ține-l pentru tine și să-l consum cu bărbatul tău mâine. Până mâine expiră. Mă duc să-l dau la vreun sărac pe stradă. Da, așa. Mă, pe cuvântul meu că n-am pitula nicio țuică. Ce e cu... Bine, mă, bine, te cred. Păi... Iacule, hai noroc. Hai noroc. Sănătate. Te mint. Repede o cinzacă de ampicilină că nu mai pot. Tațâmi! E? Dar tu cum ieși, fată, din coștiug? Cum ieși din coștiug, treaba mea? Și să-ți fie rușine că m-ai ținut închisă acolo de-am făcut pe mine. Adică la ala pun coștiug, ai? Pun coștiug! Ce făcut pe ea? Da, dar să vă spui, după aia ieși din coștiug și căutai în alt coșciug și era plin cu țuică. Și beui ca vita, dar tot mai rămaseră 2 litri. Vine Costel și Tasu e mort în casă. Mă duc, lume, mă duc! Lume, lume! Accent, ia repede un cear și afrimvelește cadavrul ăla care... I-a zis o explicație. Găsă Axântia un șobolan de cadavru și mort și vrut să-l arunce tomber. Bună seara, Costel! Unde-i tata, fă? Peste tot și nicăieri, adică e pe și pe apro, nu-l văd. Este. Te purtași frumos cu el? Întreabă-l dacă nu crezi. Ia să vedem noi cum te purtași tu cu tata. Și cum te purtași tu cu el, așa o să mă port și eu cu tine. Ia să vedem. Au! Îl târâși pe scări. Îl opăriși. Îi dedești muștar. Îl înecași în cadă. De unde știi tu astea, Costele? Punctele alea negre e cameră de supraveghere, fă, înregistrară tot. Eu crezui că e gândaci chiar omorii, fă, 5-6 supravegheaci de ăștia. Da, mai scăpă unul dintre ei. Unde-i tata? E zis că s-a dus până la cămare, putână treabă să toarce pe urmă pe la cu patru. Cu ce începem, fă? Cu ce să începem? Cu târâtul pe scări sau cu necatul în cadă? Mă târă singură, Costelete. Du-te afară, Leandru, du-te.
Mie spune-mi unde e tata, pe. Da, auzi că s-a dus până când a dat, nu știu. Nu treci sus. De ce? Treci sus. Lumea pune-ți bulină roșie că mă umple nărodul de buline negre. Lasă-mă! Tată! Lasă-mă! Treci sus! Lasă-mă! Treci! Lasă-mă! Să vină, lasă-mă! Lasă-mă! Bunicule! Mă, bunicule, îți plăcu, mă, pe unde te plimbai? Mă, plăcui frumos în Bucureștiul ăsta, dar ca multă gălăgie, mă, mașini, câini, își bătea unul nevasta de s-a auzat în tot cartierul. Nu știu, mă, Bucureștiul ăsta parcă-i plin de țărani, n-am văzut așa ceva.